Au mers la muzeu în toiul nopții, dar nu pentru a-l vizita, ci pentru a-l jefui. Vorbim despre patru indivizi din orașul Florești care au prădat Muzeul de Istorie și Etnografie din oraș. Hoții au sustras exponate în valoare de peste 70.000 de lei. Deși furtul s-a produs acum două săptămâni, poliția a făcut public cazul abia astăzi după ce a prins suspecții. Tâlharii ar fi dat spargerea acum două săptămâni. Aceștia au pătruns în Muzeul de Istorie și Etnografie din Florești în toiul nopții, forțând ușa de la intrare. Timp de câteva minute au pus mâna pe aproape 500 de exponate care se aflau în safeu. Valoarea prejudiciului se ridică la peste 70.000 de lei. Am observat că seiful muzeului, unde au păstrate toate exponatele din domeniul numismatic, aproape în întregime au dispărut ordine, medale, insignii diferite, jubiliare. Poliția spune că la două săptămâni după producerea jafului au fost reținuți și hoții. Aceștia s-au dovedit a fi patru tineri cu vârste cuprinse între 19 și 25 de ani. În cadrul perchezilor au fost depistate și ridicate bunuri materiale strase din Muzeul de Istorie și Etnografie a Raionului Florești și din obiecte, bunuri materiale strase din alte instituții unde au fost, unde au pătruns personalitate. Potrivit oamenilor legii, suspecții nu sunt la prima abatere. Aceștia ar mai fi comis alte 5 furturi de la începutul anului curent. Anterior, infractorii au jefuit un magazin și un centru comercial, de unde au sustras produse alimentare, dar și câteva rochii de mireasă. Dacă vor fi găsiți vinovați, indivizii riscă până la 4 ani de pușcărie.